Fermierii din sectorul vegetal, zootehnic și crescătorii de albine beneficiază începând cu această lună de o subvenție mai mare, conform noilor reglementări adoptate de guvern. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va asigura plata acestor subvenții sub formă de schemă de ajutor de stat. Fermierii din România care activează în sectorul vegetal, zootehnic și apicultură vor beneficia de subvenții mărite începând cu luna iulie, conform noilor reglementări emise de guvern. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va distribui aceste fonduri suplimentare destinate să sprijine activitatea agricolă prin schema de ajutor de stat. Începând cu trimestrul 3 și continuând până la finalul trimestrului 4 din 2024, subvenția pentru motorină acordată fermierilor a crescut semnificativ. Potrivit hotărârii numărul 55/2025, fermierii vor primi acum 2000 de lei pentru fiecare litru de motorină rambursat, față de 1700 de lei per litru, cât era anterior. Această majorare are scopul de a ajuta fermierii să facă față costurilor crescute ale combustibilului și să mențină activitățile productive într-un context economic dificil. Decizia vine ca parte a eforturilor guvernului de a susține sectorul agricol și de a asigura stabilitatea și competitivitatea acestuia pe termen lung.